Dumnezeu să vă ridicați. Așa cum știți, un prefect a avut activitate de 2008 și 2009 la Gherghești. O să ținem ședința fără din anul. A fost marcată și foarte de stocul de niciodat, deci nu este... Dar băiatul a fost cu un desit niciodat. Începem. Ordinea de zi a ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Lumea Persoanelor Vârstnice, din data 21 aprilie 2015. La punctul 1 avem informare privind rolul femeii pensionare în etapă actuală, prezintă domnul Ioan Stamatevici, președinte a Federației Națională a Pensionarilor din România. O să modific un pic, o să preia, probabil, astăzi sunt alegeri. Deocamdată, da. Urăm succes la lege. Am vrea să un contracandidat, dar cred că nu știe cum domnul Foghel vrea să facă. Domnul mai fost, mai fost război, Constituția îi dă voie la orice cetățean să-și facă asociație. Pot să facă Foghel cum vrea. Asta e altă poveste, nu-i prima dată cu Foghel când e război. Deci, așa cum a fost anunțat, tema este femeia pensionară în România. Eu am dat materialele la, nu știu, la majoritatea, o să mai dau la cum sunt, ca un nou. Doamnelor, știu, suntem la puține zile de când am sărbătorit Ziua Internațională a Femeii. Atunci fiecare dintre noi bărbații am reflectat la soarta ființelor dragi de lângă noi, mame, soții, surori, fiice. Există însă o categorie vulnerabilă de femei care în mod natural nu se pot susține singure, și atunci, tot în mod natural și firesc, trebuie să intervină statul, familia, ONG-urile, societatea în general. Este vorba de femeile în vârstă, pensionare. În mod firesc, pensionarea este privită ca o recompensă pentru munca și efortul zilnice prestate în timpul a 10 de ani, ca o perioadă de relaxare și reorientare spre confort și viața de familie. Așa e privită pensionarea în general. Pentru mulți pensionari români, însă, această perspectivă continuă să rămână doar un vis frumos, realitatea cotidiană, având mai degrabă un scenariu sumbru. Scăderea veniturilor pensionarilor, ale familiei, perspectivele bolilor sau invalidității, accesul dificil la sistemul de asistență medicală, problemele financiare ale copiilor sau ale altor membri ai familiei, schimbarea sistemului de viață, de activitate și relații sociale, sunt probleme majore pe care femeia pensionară le aduce în prim plan. Lipsa activității profesionale și sociale constituie o provocare ale acestei vârste. Dacă femeia pensionară și pensionare în general nu reușesc să umple aceste goluri, orientându-se spre proiecte în plan profesional sau familial, echilibrul interior este afectat și apar mari dificultăți în viața pensionarului. În societățile dezvoltate, problemele pensionarilor sunt o politică normală. În România, însă, lipsa resurselor financiare face preocupare pentru plata întreținerii, serviciilor, asigurarea medicamentelor indispensabile asupra viețuirii, alimentației, reprezintă o dominantă a vieții cotidiene, gândurile pentru activități considerate de lux nu mai pot să apară. Excursii și toate cele. Doamnelor și domnilor, un fenomen global cu implicații economice și sociale o constituie îmbătrânirea populației. Îmbătrânirea generează probleme noi de ordin economic, cultural, social și politic. Acest proces de îmbătrânire duce la creșterea numărului de femei, comparative cu cel al bărbaților, ducând la feminizarea îmbătrânirii, acest fapt se explică prin creșterea mai mare a speranței de viață a femeilor, a duratei vieții lor comparative cu cea a bărbaților, datorită
particularității biologice și a modului de viață. Și acest decalaj crește. În 2015, bărbații peste 60 de ani dețineau 18,8% din totalul populației masculine, iar femeile peste 60 de ani 24,7% din total populației feminine. Acest fenomen se întâmplă și în România. În luna februarie 2016, populația peste 65 de ani era de peste 3.500.000, din care femei 59,7%, iar bărbați 40,3%. La 1 ianuarie 2016, populația rezidentă a României, de cei care mai erau în țară, era de 19.942.600, din care 10.204.200 femei, adică 51,2%, și 9.737.400 bărbați, adică 48,8%. Populația totală după domiciliu era de 22.242.738, din totalul populației 4.679.307 erau pensionari. Ăștia erau pensionari, 4.679.307 la Dacă ne referim la județul Vaslui, la 1 aprilie 2016, la o populație de 389.183, erau 99.300 pensionari cu o pensie medie de 672 de lei. Femeile reprezintă 60.306, adică un procent de 60,7%, pensia medie pe țară este de 841, iar la noi va 600-670. Diferența sărăcia Vaslui. Și aș fac o paranteză de stajul domnului director la Casa de Pensii. Nu suntem chiar ultimul județ dacă ne referim la pensii. Suntem al cincilea de la coadă. Îi Giurgiu, Vrancea, Botoșaniu, Bistrița, mi se pare că și Pârmui Vaslui. Deci nu suntem chiar ca pensii, ca mărimea pensii. Și discutam iar cu cineva de la Casa de Pensii, pensia medie a Vaslui o ridică Bârladu, unde sunt pensiile mai mari, pentru că a fost oraș industrial. La Vaslui, mai încet. Dacă ne referim la Vasluiețul nostru. Vorbeam la început despre consecințele pensionării și a insulării pensionarilor. Acest fenomen trebuie compensat. Din fericire, în județul Vaslui, autoritățile locale fac eforturi în acest sens. De exemplu, la Vaslui sunt 4 cluburi ale pensionarilor, unde activează diverse formații culturale și de alte genuri. Avem clubul din Călugăreni, unde doamna Carmen e șef acolo, avem echipă de dansuri, de cor, la Bârlad, avem la fel, la Huș, încă nu știu, dar o să ne spună domnul. De exemplu, la Vaslui, deci, am spus, s-au organizat diferite activități cu ocazia zilei de 1 martie, 8 martie, 1 mai, zilele Vaslui, cu ocazia 50 de ani la căsătorii, s-au sărbătorit, sărbătorește la noi din 2000, 1 octombrie și altele. De asemenea, asemenea activități se desfășoară și la Bârlad, Huș și alte localități, de exemplu, Pădureni, Solești, Mitești, Ivănești, Tuiești și altele. Nu putem însă ignora viața grea pensionarilor din România, care se datorează în special creșterea costului întreținerii locuințelor, înghețarea valorii punctului de pensie din anul 2009, în paralel cu creșterea prețului de consum, care a determinat scăderea puterii de cumpărare. Sărăcirea pensionarilor este o realitate pentru mulți pensionari, dar acest flagel afectează mai mult femeile decât bărbații. Persoanele vârstnice, un nivel redus al resurselor materiale, sunt reprezentate în special de femeile care locuiesc singure, divorțate sau vădve. România are una din cele mai ridicate rate de sărăcie la femei, comparativ cu femeile vârstnice din celelalte state europene. În România, la 1 ianuarie 2016, un număr de aproximativ 1.600.000 de pensionari aveau pensia mai mică de 559 de lei, deci se aflau sub valoarea pragului minim de subsistență, care este de 559, iar 2.167.785 sub valoarea pragului minim de trai decent. Procesul de îmbătrânire duce în mod inevitabil ca rata mortalității din totalul populației să fie mult mai mare la vârstă și din diverse motive.
cronicizarea bolilor, accentuarea bolilor existente datorită și sărăciei, dezorganizarea socială, deficitul de acces la serviciile medicale, serviciile de prevenire, tratament ambulatoriu, lipsa banilor pentru medicamente, lipsa locurilor în spitale și altele. În tot cazul, la bătrânețe se accentuează toate bolile, cancer, afecțiuni cardiovasculare, tulburări mentale și de regulă se cumulează mai multe boli datorită condițiilor precare de viață, situația sanitară necorespunzătoare, duc inevitabil la deces. Un fenomen periculos care se petrece în lume și în România este abuzul contra femeilor. Într-o lume în care violența este un fenomen care tinde să devină banal, persoanele vârstnice nu puteau să nu devină victime, considerate țintele cele mai ușoare. Victimele abuzurilor sunt în jur de 70 de ani. Și în special femei, iar abuzatorii sunt de regulă bărbați și fac parte din familie. Abuzul și violența se petrec în familie, dar și în instituțiile de îngrijire pe termen lung, asile de bătrânețe. Tot o formă de abuz fizic este și violul, căruia îi cad victime femeile care locuiesc singure și uneori este asociat cu jefuirea sau chiar cu suprimarea vieții. Nici cuplurile bătrâne nu sunt scutite de jafuri, tâlhărie, torturi, pentru a spune unde sunt banii și chiar crime. Un alt tip de violență este violența psihologică, violența verbală, abuzul comportamental. În multe cazuri, aceste abuzuri sunt greu de identificat. Acest tip de violență macină lent rezistența persoanei vârstnice, reducând-o la tăcere, supunând-o. Violența psihologică pregătește terenul violenței fizice sau îi se asociază, este, astfel spus, un mod de a-i retrage persoanei vârstnice dreptul de a decide, dreptul de a-și exprima o opinie, o dorință, un protest, o nemulțumire. Violența psihologică timorează, neagă personalitatea, este un atac la demnitate. Pentru combaterea violenței, a abuzurilor, sunt necesare măsuri de bază, fiind educația și o legislație protectivă a persoanelor vârstnice, sensibilizarea opiniei publice privind respectul și protecția persoanelor vârstnice. Un alt capitol este singurătate. Multe persoane în vârstă, mai ales femei, trăiesc singure, singurătatea fiind o grea încercare. Cea mai dureroasă fiind singurătatea involuntară, cu care se confruntă diferite categorii sociale, bolnavi, pierderea unui partener de viață, divorțul. Persoanele singure, din păcate, se confruntă cu prejudecățile oamenilor, cu indiferența lor, cu insensibilitatea individualismului societății noastre. Femeile singure trebuie ajutate, angrenate cu diferite acțiuni specifice pentru a uita de singurătate ceea ce se face la vasul. Nu știu de asta, noi în cadrul cluburilor. Organizațiile de pensionari desfășoară activități în folosul pensionarilor. Trebuie să țină legătura cu autoritățile locale pentru a le apăra drepturile și a le face viața cât mai ușoară. Un rol important îl au și organizațiile de femei ale pensionarilor. Multe femei au suportat dramele celui de-al doilea război mondial. În timp ce soții lor luptau pe front, ele aveau grijă de gospodărie și familie. Femeia fiind stâlpul familiei, trebuie să îi se asigure condiții pentru a trăi în demnitate și siguranță. Spre onoarea lor, cei care conduc organizațiile de veterani, rezerviști, fac acest lucru. După cum s-a văzut, populația de vârstă a 3-a și a 4-a este o categorie vulnerabilă care se confruntă cu probleme specifice. Din păcate, sarcina s-a accentuat, sărăcia s-a accentuat. Pensionarii nu își mai pot acoperi cheltuielile curente. Aici trebuie să apreciem rolul CRP-urilor, pensionarilor, indiferent pe ce criterii sunt înființate. Adică aici, pe domnul Mihai, m-am gândit și la CRP-urile a ceferiștilor, unirea și toate celelalte. Nu toate. Sigur, de bază rămâne a noastră, dar ne propunem să dezbatem acest subiect al CRP-urilor la o întâlnire ulterioară, căci merită. Am discutat cu domnul președinte Mihai și la următoarea ședință, când o fi, după alegeri, bănuiesc, să, dacă este de acord domnul prefect, să analizăm această problemă a CRP-urilor, pentru că zeci de mii de oameni apelează la acest sistem de ajutor. În orice ocazie, și la sărbători, și iarna, și la stomatologii când au nevoie, și oriunde.
Fiindcă îți duc să împrumute la un vecin, ca știi tot sacul când are un ban, să duci acolo. O să, sigur, spre cinstea CRP-ului Bârlad, are filiale cam în tot județul. Eu am vizitat câteva, cel puțin la Zorlene am fost, îi dau și magazine și tot ce vreți și chiar lumea apreciază. Și am fost săptămâna asta. Dacă ne propunem să dezbatem acest subiect, ne propunem. Trebuie dezvoltată rețeaua sanitară de boli specifice bătrâneții, gerontologie și geriatrie. Dezvoltarea rețelelor de centre medico-sociale pentru bătrâni. Dezvoltarea activității de îngrijire la domiciliu a persoanelor imobilizate. Informarea femeilor pensionare prin toate mijloacele de comunicare unde se pot adresa dacă sunt victime ale violenței. Monitorizarea de către poliția de proximitate a pensionarilor și a persoanelor potențiale victime ale violenței și actelor sociale. Noi avem un protocol de colaborare cu poliția de proximitate, adică în preajma pensiilor, să fie pe lângă bancomate și să, în general. Din păcate, lumea nu prea cunoaște polițiștii de proximitate și acum nici nu mai știu dacă mai există așa mulți. Eu cam desfințat sediile urmat care erau date de la primărie. Da? Iarăși o să vedem la o ședință ulterioară, să puteți spune, și acum nu vă oprește nimeni care-i soarta poliției de proximitate. În lumea de astăzi, rolul și locul femeii în societate a suferit modificări importante, multe ramuri ale economiei s-au feminizat. De exemplu, sănătatea, învățământul, aparatul funcționarilor din administrație, bănci și altele. De aceea avem obligația, noi toți, să credem în femei, în femeia pensionară, în puterea lor să le admirăm și să le prețuim tot mai mult. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Dacă cineva are câte comentarii sau poate de-aia. Da, am ascultat cu atenție acest material, care vor un material documentar și ce îmi place că este la un loc complet. Se putea și mai bine, nu? Până stăm atât. La doua ședință, promis. Da, într-adevăr, cel puțin la Bârlad, în ceea ce privește femeia pensionară, din punctul nostru de vedere a CRP-ului, se acordă o atenție deosebită. După cum știți, la noi deja avem înființat un ansamblu coral, format numai din femei pensionare. De asemenea, în sala Alexandru Ioan Cuza de la noastră, desfășurăm și activități de gimnastică ritmică și sportivă, tot cu femei pensionare. Și lunar dezbatem diferite teme în cadrul unor simpozioane și conferințe și care sunt implicate majoritatea femeilor pensionare și în mod special, nu că ar fi ca o discriminare, dar cadre didactice care și-au găsit la CRP-ul în Acuza Bârlad un așezământ pe care o consideră casa lor și ceea ce mă bucură pe mine că am reușit să atrag intelectualitate din Bârlad și nu numai. Aș dori mai mult, dar știți că totul e și în funcție de posibilitățile materiale. Dar, eu vă spun un exemplu personal, cu puțin sau chiar deloc se pot face mult. O conferință, un simpoziu, se poate face cu cafea care poate să o dea un salariat, cu o prăjitură care poate să o dea un consilier, tot așa, numai să vrea. Vreau să mai completez la această temă, când mă refer la CRP Bârlad. Noi am organizat în luna martie mai multe activități. Am avut un simpoziu în emoție, miraj și ispitire, care a fost susținut de profesorul Guia Novac, profesoara Lucia Munteanu, Marin Maria, doamna profesoară Peletin, o pensionară activă, Matea Net, ați auzit el, și un mic, am avut și un mic concert susținut de elevi de la școala de muzică. De asemenea, ne-am făcut o surpriză doamnelor și am avut o întâlnire cu scriitorii Geo Călugăru și Ioan Matei Bucăiești. Ioan Matei Bucăiești, care este din Bucăiești. Este profesor de matematică,
dar s-a lansat și în poezie și teatru și chiar încercăm o colaborare să vină cu trupa lui din București, și se prezinte la Burlat o piesă sau două. De asemenea, tot în luna martie, după cum ați auzit și sigur ați auzit, am organizat pentru doamne mărțișorul vârstei a treia la restaurantul Royal, cel mai luxos, la ora actuală din municipiul Burlat, deși ar trebui să existe mai multe. Am fost criticat, dar la toată lumea l-am explicat că la români, dacă faci ceva, e rău, dacă nu faci ceva, e rău. Și de obicei, cei care critică sunt egoiști și doresc, cei care nu au făcut niciodată nimic în viață și au învățat ceva, doar să critique. Totul s-a făcut, se face, numai din donații, din sponsorizări, apelăm la oameni de bună credință și țin să vă informez că cei de bună credință sunt cei care totuși au venituri mici. Și acolo din venitul lor dau un leu, 2, 3, 5, 6. De asemenea, anul trecut, cred că ați auzit, la restaurantul Mira, la 10 km de Burlat, am organizat Nunta de Aur, unde am sărbătorit peste 85 de perechi, cu forțe proprii. Deci am vrut să organizăm noi și să nu mai depindem de alții. Alții, nu trebuie să mai dau exemplu, știți care sunt. Și am zis cu forțe de sine stătătoare să putem organiza asemenea acțiune. Deja, noi am planificat Nunta de Aur, chiar dacă alegerile sunt toi, și cele locale și cele generale, că noi suntem în camp, parinte, când am început de acum 4 ani. Așa am fixat pe 13 octombrie Nunta de Aur la Burlat pentru cuplurile care vor primi în acest an 50 de ani de căsătorie. O să vă spunem dacă o să aleagă tema care s-a propus, eu sunt de acord. O să vă pun la dispoziție material amplu și o să rup presa. Dacă vrea să relateze adevărul și realitatea, să dea și lucrurile bune și nu numai presă de scandal, pentru că m-am săturat să aud numai negativ, nici rușine câteodată cât noi din țară. Povesteam doamne de la Casa de Sănătate că recent am fost la Bazna, unde fac un tratament pentru, nu mai spun pentru ce, tratament medical pentru reumatism. Am întâlnit un profesor la 90 ceva de ani, profesor drăguț, și spune, domnule, ce la dumneavoastră sunteți o vasă, domnule, acolo? Numai violă, numai tăhării, numai bătrâni violate. Și am zis, domnul meu, și la dumneavoastră, care ați înțeles-o bune, și la dumneavoastră sunt violă și crime, și în Bistrița nu se auzi, și în Otenea, dar acolo mass media nu dă. Iar la noi în Vasoi, pentru că mass media nu are ce da, așa ne-am făcut județul de râs. Și eu am fost procuror și vă spun din experiență, toate județele au, dar 90% și acoperă fenomenul infracțional și discută numai în cadrul interiorizat. La nivel de parchet, la nivel de instanță, la nivel de Curte Supremă, la nivel de CSM. Dar noi ne-am învățat, o să ne gândim mai favor în ceea ce se face în județul nostru. Vreau să văd și eu articole despre femei, eroine ale județului Vasului, despre copii excepționali, că avem, am luat atâtea premii, mă uitam. Nu, domnule, două ori dacă dă cineva. De asta, să facem ceva pozitiv, nu va tot. Să ne încheiere, aș vrea să vă fac o orare, mai la sărbătoarea Învierii Domnului, Iisus Hristos, în anul Mântuirii 2016, să vă aduc în suflet tuturor de aici, nu numai, și celor din județul Vasului și România, pace, sănătate și lumine, și lumină, iar bucuria Învierii să vă însoțească permanent. Aseară, am văzut că nimeni nu popularizează, deși am dat-o toată presa Vasului iarnă, am avut spectacolul festiv dedicat Floricii Paștelui. Spectacol realizat în proporție 90% cu femei și am mai avut copii de la Alexandru Lahuță, formația de mandolină, condusă de inimosul profesor, învățător, de fapt, la originar, profesor, instructor, de acolo în jos, și am avut un invitat special pe Părintele Marius Ciprian Pop. Cei care doriți și vreți să vedeți,
cred că cel târziu mâine veți vedea pe YouTube ce are pe Elena Buda Bârlad, spectacolul Crandat. Vă zic că o dată la mulți ani și să vă dea Dumnezeu tot ce vă doriți, să fim mai buni și să ne gândim totuși la Dumnezeu că există. Mulțumim. Mulțumim. Dacă altcineva mă dorește, aș vrea să fac o remarcă. Deci, femeia pensionară se datorează faptului că s-a emancipat societatea. Da? Pentru că în vremuri mai de mult, femeile erau casnice. Modernizându-se societatea, femeile au început să fie active în viața publică, au început să aibă meserii, să aibă slujbe, să conducă instituții, afaceri și normal că o posiție să crească, o devine și pensionare. Într-adevăr, ce spune domnul Stamate aici cu vulnerabilitatea, avem toți o problemă, problema valorilor. Da? Noi am mai avut discuția asta cu schimba față de bătrâni, de pensionari, de părinți. Lucrul la care ar trebui să lucrăm toți, da? Și putem face acest lucru doar educând copiii, învățându-i să-și respecte, să respecte în primul rând părinții și după aia persoanele mai în vârstă. Știți că mai înainte se făceau multe educații, locul în mijloacele de transport, un bătrân, femei însărcinate, da? Respectul. Lucrul ăsta, din păcate, și-o constatat și dumneavoastră, se devine ce în ce mai perimat. Noi de generații nu am această chestiune, zic că ar trebui introdusă axiomatic în educația lor. Ca cum am vins, prin constrângere. Nu prin constrângere, care au axiomă. Dacă îi spui de mic o chestiune genul ăsta și îl înveți, prin ce devine un dat și nu-și mai pune problema de ce. Da, da, trebuie să punem problema dacă părinții actuali sunt educați și ei. Da, este o chestiune de generații și să te bunte. Îmi spunea cineva odată respectul care l-au sau care, de care se bucură bătrânii în Germania. Și nu numai, și în Italia. Și justificarea acolo a fost următoarea. Acești bătrâni au curățat Germania de molos după al doilea război mondial. După al doilea război mondial, Germania era dărmată în proporție de 75%. Indiferent câte ajutoare ar fi putut primi, pentru a putea să construiești, trebuia să curăți de molos, de cărămiz, orașe și localități. Și acestea au făcut bătrânii care sunt, ei au fost cei care au muncit fără niciun fel de recompensă. Și de aici s-a generat și acest respect în educația poporului german pentru bătrâni. Poate ar fi bine să nu de la alții și lucruri de genul ăsta. Vă doresc succes, aveți o campanie electorală la alegerea sau un singur candidat? Prima a zis că candidat să... Prin de ce sunt domn Corum, în mod automat eu pe poziție. Eu cunosc doamna la organizația locală. Am înțeles. Nu are loc un proces select, un proces de vot, ci pur și simplu se... Stați cu fiecare, adică... Ok. Nu, v-am înțeles că... Eu am avantajul că plătesc trebuie. Am înțeles. Merg la acest, merg la București de mulți ori. Atunci vă urez succes. E colaborat cu dumneavoastră, o să colaborăm în continuare. Sigur că da, dar mai sunt fie alt și alt de lucru. Nu e nicio problemă. Sfaturile noastre ne sunt utile. Ce vreau eu să vă mulțumesc? Vreau să fie tot, dar mai bun să pe dumneavoastră. A trebuit totuși legislația asta. Când o să întâlniți în Spania, dau exemplu de acolo, că știu sigur. Am avut un nepot care și-a bătut femeia și vreo 5 ani de pușcărie. Ar trebui totuși legislația făcută mai pentru cei vulnerabili. Adică, și mai e o chestie, dacă un vecin dă telefon, domnule, ăsta e nebun, în jur, în casă, vine și îl ia. Și îl ține până celălalt se duce să dea scris că îl scoate de acolo. Adică, nu știu, e prea multă și probabil și domnul la poliție de survenție activă acum, da. Probabil că și poliția ar trebui să mai lese un pic mușenea de parte și să aplice. Doresc că sunt legislația ofită. Legislația este făcută așa cum este făcută, iar polițiștii sunt obligați să o respecte. Chiar dacă de multe ori noi considerăm că polițistul nu a făcut tot ce a
Măzdreanu că trebuie să facă este îngrădit de legislație și de propriu poate să vă spună deci. Sunt limitați de actele normative de guvern. Deci azi să vă spun eu, la o experiență. Deci înainte de 90 era o legislație clară și era respectată familia și era de pe 53, sunt și la aduce aminte, și era să pedepsită violența în familie și nu-i mai trebuia două oară bărbat, trebuie să mai dea o palmă femeie. Acum legea noastră din foarte largă, foarte largă, dar aici ar trebui să, zic eu, organizațiile de femei ar trebui să facă o propunere legislativă, bineînțeles, prin intermediul unor parlamentari. Ar fi greu să adun 200.000 de semnături pentru a propune legi în Parlament. Dar aici trebuie timp. Bun, dar ne întoarcem notul la educație. Deci, violența împotriva femeii, violența în familie. Ține de educație. Dacă copilul de mic n-a văzut violență în familie, a fost educat, să a văzut respect față de mamă, față de sora lui, la fel va... Dacă el de mic a fost crescut într-un mediu violent, deci ne întoarcem din nou la modul la care educăm acești copii, care la rândul lor vor fi părinți. Că, până la urmă, problema care avem e problemă de mentalitate. Știți care e problema? Spre 90, eu nu fac apologia ce a fost în 90, dar violența a luat amploare. E ceva care pe mine mă sperie. Adică și atunci nu erau, nu se făcea educație. Eu rămân la părerea mea că educație mai bună se făcea înainte din 90, cei care sunteți, știți cum se învăța carte și aveți respect față de profesor, de învățător, de părinți. Era și teamă că luai un cinste, te ducea acasă sau să lipsești de la școală, când se ducea părinte la prima zi de ședință. Dacă te urechea profesor, știa ca să îi spuneai mami sau tatei, păi un pas ai încă o dată de nu se poate. Nu vedeți că acum mare la vieți, cu telefonul adică, la o echipă cu mare. Trebuie de gândit sistemul. Noi trebuia să menținem ce e bun, nu se distruge. Noi am distrus sistemul de învățământ, trebuie să recunoaștem. Mai am, nu știu, parcum e miră, am văzut băiatul ăla care a intrat înaintea trenului ca prostul, l-au auzit din cauza căștelor și l-au farmat. Unul a pus zilele astea, a intrat într-un microbuz în mers. Deci nu microbuzul, de el a intrat, tot căștele. Se desfințea căștele. Nu se interzică pe stradă, domnule, nu așa. Vreau să-mi dea să șoferii, spun că n-ai voie cu telefonul, n-ai voie cu tot. Ce depinde de educație, exact. Asta depinde de... Părerea mea că trebuie făcută de la clasă, nu și la vreo ce faci. Pentru că atunci percepția lor și capacitatea de a ingera niște chestiuni va mi s-a axiomatic, pentru că uneori e complicat să explici unui copil, dar dacă primește nimic niște lucruri, și se implementează, le va respecta din principiu, vor să mai pună problema de ce. În momentul în care crește, după aia ce trebuie să-i explici, pune problema. Și nu spre vechi, sărăcia asta în județul Vaslui este pe bun, este adevărat. Eu îți povestesc și a domnului de glumă, am fost atâtut într-un stat, avem 10 copii, între 2 luni și 13 ani. Mai avem 2, dar eu nu mă rubi și un laptop să nu-i trec pe aia 2 de ani. Da, ți-a alt laptop. 10 pe nu știu cum îi cheamă, adică, nu știu, ei trebuie educați într-un fel, Dumnezeu și peptele, dar el nu-i în stare să săpi în fața casei și spune o stradă, nu-i în stare să crească o capă, o găină, adică lenea asta este, nu știu cum să și lene și sărăcie și poate domnul director Prepelță și domnul Bogdan poate să confirme sau să-mi infirme, sărăcia în satele județului Vaslui este groaznic. Noi că nu ne dăm seama că, da, dar școală desfințată, uite, la Boșor, școală nouă desfințată. Și multe locuri, nu numai acolo. Pentru că nu s-au făcut școlile, s-a avut în vedere o anumită populație, între timp copiii au lucrat, au scăzut numărul de copii. Asta e adevărat. Iar dacă ne facem la ce au scăzut numărul de copii, ne facem la acea chestiune. Îi întoarce încolo, de 22 milioane mai sunt 19, de care 5 milioane, 6 milioane, 4. Dar de acum la 5 mai avem, când eram înainte primul război model. Ție și vorbim. Bun. Te-ai spus media de ea, te-ai spus și vârsta și... Da, dar eu sper că în adoptarea de mamelor să crească natalitatea. Mai trebuie făcut ceva la prezent. Care este problema cu natalitatea și cu chestiunea asta, ce obțin în punctul meu de vedere, să nu credem în partea aerantă. Vedeți că apropo 10 copii alocați. Adică
Ideea ar fi să nu neapărat creăm, pentru că atunci va crește natalitatea, dar nu va crește tot la cei care, într-adevăr, și-ar putea permite, zic, să crească 2-3 copii, va crește tot în partea lor. Aici creșterea asta natalității trebuie stimulată și cu, zic eu, ceva calibru. Pentru că să spui cu leaua, mama aia, 2 ani de zile primește la stat bani, da? După aia, dacă are 2 copii sau 3 copii, va trebui să-i crească fără ajutorul statului. Adică trebuie pusă și așa problema. Nu neapărat doar a... N-am ajuns în situația în care, dintr-un singur salar în casă, să-ți întrețină familie. Astfel încât mama să stea acasă, să ocupe de 3-4 copii și soțul să aducă venituri suficiente încât să nu aibă, să nu aibă nicio lipsă. E cu dus și întors. Părerea rugămenditorului de la Huș e nouă. La Huș luau transport în comun. Domnul Stamate, dacă îmi permite, eu nu sunt... Dar nu vii, nu vă adresa. Nu, dar că nu sunt noi, sunt membru fondator. Că i-am lăsat pe ei să desfășoare activitatea și la final a fost și a fost, dar nu discută despre. Deci, asta e. Eu am cunoștință de cauză la tot ce este acolo. Nu este transport în comun. Nu este, la Huș nu. Este transportul strict, autostrăzi. E adevărat și asta. Da. Asta e o mare problemă pentru pensionari. Chiar o mare problemă cu transportul local. Sunt pensionari care n-au bani nici de pâine. Și automat n-au de autobuz nici atât. Atunci despre ce vorbim? Scurt, pensii foarte mici. Asta e un subiect care trebuie dezbătut la un nivel mai înalt. Nu, adevărat. Fiind atributul strict al Consiliului Local. Consiliul Local vechi, să spunem că nu a făcut chestiunea asta, aveți ocazia la Consiliul Local care va fi formatul pe șase luni, da? Pentru că e o chestiune clară. Nu ține nici de județ, nu ține nici de prefectură, ține pur și simplu de administrația locală. Așa cum l-am vorbit, dacă ar trebui, transportul în comun ține pur și simplu de Consiliul Local. La Vaslui, la Vaslui, primăria Vaslui a găsit această formulă și a păstrat-o ca Consiliul Local să fie făcut de societate comercială la care Consiliul Local să fie asociat majoritatea, dacă nu știu, sau unde. Și atunci, automat, există la Burlaț, merge pe principiul societate privată sau cu asociații de transportatori privați. La Huș chiar vreau să... La Huș se poate alege una din cele două forme. Dar ține pur și simplu de cei care administrează bugetul și activitatea la Huș, dacă îmi permiteți, avem un singur sponsor, domnul Enache, care de vreo 16 ani de zile sponsorizează făină pentru pensionare cu pensii mici. Și cam atât, în rest, nu e foarte greu. Eu voi încerca să fiu un nou început, să pun probleme la punct, să fiu ajutat. Dar, până atunci, hai. Să vă spun, avantajul Burlatului este că la unul și la 1990 aveau 20.000 salariați. 12.000. 12.000 plus era FEPA care aveau și ei. FEPA avea 1.200. Mai erau abrazivele. Abrazivele avea 600. Mai erau confecțiile. Confecțiile avea peste 2.000, acoare 1.000. Deci, în principiu, erau 20 ceva de mii de salariați în partea asta de industrie. Avea, nu. Acei salariați în 1990 au trecut 20 de ani, deci, în principiu, la CRP, la ora actuală, eu am 17.500 de membri, de mediul urban, numai de... Deci asta înseamnă cu un oraș cu industrie puternică. Mai de împărlat. La Huș, în principiu, nu știu când s-a desfințat transportul comun în municipiul Huș, la nu, el există, dar au drept pensionare. Nu, mă refer la transportul în comun, care se face cu autobuze și cu microbuze, cum este la Vaslui Transurbu, cum este la Burlat, unde se poate merge pe principiul unei subvenții pentru persoană sau unei reduceri, în genul ăsta. Nu, de fapt, dacă vreți, nu am nici transport în comun, n-am nici un problem, e o clădire infectă, pur și simplu sunt multe probleme de pus la punct. Și la ora actuală sunt vreo 2000 de pensionari care sunt înscriși în asociație, cu pensii minuscule și dacă mai stau, cred că se mai adună. Deja încă mai vin pe zona care au probleme.
Ați mers la autoritățile locale? Sunteți, putem? Ați mers la autoritățile locale? Păi, de cum încep? Eu abia am început în cadrul legal, abia acum. Numai la... Domnul prefect, dacă îmi permite, pentru prima dată în istoria asociației s-a făcut un cadru legal. Okay. Deci pentru mine. Iar eu abia de acum încep demersurile pentru a rezolva niște probleme pentru ei. Și atunci, dacă nu se rezolvă pe plan local, vorbim la mea, cu siguranță. Da, problema este că astea, să înțelegeți, când e administrația locală și prefectură, nu sunt un raport de subordonare. Și atunci, doamne, eu la nivelul care suntem. Deci, între primării și prefectură nu sunt raporturi de subordonare. Dar, eu pun întrebarea. Dacă nu rezolvă acolo nimic, atunci rămân la nivelul care sunt, nu? Nu rezolvați acolo nimic, înseamnă că nu vă adresați cui trebuie. Eu, în primul rând, trebuie să mergeți într-o ședință de Consiliu Local, da? Să le expuneți consilierilor locali. Cu siguranță nu voi adresa cu trebuie. Consiliul Local. Da. Primarului, care actual sau cel care va fi după 6 iunie. Da. Adică, până la urmă, dacă veniți la prefectură, ce putem face? Luăm o doleanță de-a noastră și o transmitem către... Pe competență soluționare. Pentru că nu putem. Asta este principiul autonomiei. Îmi pun întrebare, dacă nu există posibilitatea de rezolva, în primul rând, transportul, așa. După aia, mai departe. Nu se pot rezolva. Am așa la nivelul care se... Candidatele noastre mergeți cu solicitările. Da, da, am înțeles, da. Și după aia discutăm dacă se poate sau nu rezolva. Da. Primul pas este să vă adresați. Sigur. Și să vi se dea o soluție sau nu. Și apoi putem sta de vorbă. Putem cere un sfat de la Burlat, putem cere un sfat de la Vaslui. Da. Ținând cont de relația care au asociațiile pensionare cu autoritățile locale. Și puteți practica și dumneavoastră aceleași... Da. Practici, da. Păi, domnul, chiar la terminat, sunt convins că l-am rugat să-mi acorde câteva mături. Putem pune și problema. Bun. Dacă nu are nimeni nimic, eu vă mulțumesc. Sunteți de acord luna sau la urmă, pare șezi, luna viitoare, în ce analizăm activitatea ce are în principiu. Dacă sunteți de acord, după ce e altă temă. Nu, nu, nu. Deci nu analizăm activitatea cum este atributul nostru. Cum o prezentare a activității ce are pe urmă. Noi nu facem analiză, pentru că nu este atributul nostru să analizăm activitatea unei asociații de pensionare. Așa e corect, de fapt. Cel mai bun caz, ne puteți prezenta activitatea noastră, putem trage concluzii, mai putem, să zicem așa, fura niște idei. Dați față și la aia. Iar la Bărlat, de altă de mai idei. Să vedem, v-am zis cu deplasare, e punct, e nici mai pare ales de zic, am mai mult de potențe de internet, și am luat locația simplă. Domnul prefect, domnul subprefect, funcționarii m-au rugat din până cum m-au rugat. Vă transmit din nou. Nu avem cardiolog și e o mare problemă. Nu sunt de acord cu noastră, avem casa de sigură de sănătate. Deci, doamna, am să repet până la infinit, până la problemă. Iar la Huș, cardiologul nu îl dă prefectura, îl dă managerul spitalului. Pare rău, ține de managementul spitalului să aibă sau nu cardiolog. Și de autoritatea locală. Și de autoritatea locală. Să-l motiveze. La Vaslui, de exemplu, CJ-ul a cumpărat apartamente. Nu știu dacă sunt de la construcție, dar oferă o locuință. Da, noi, cel mai bun caz, transmite tot așa. Da, am avut discuția ca de loc. Spuneați domnul prefect, a avut 48 ore în care a stat împreună cu echipele Ministerului Afacerii de Interne și ale Armatei, da? Să caute cei doi copii care au fost dispăruți. Nu știu dacă dumnealui mai făcea față. M-a sunat și a spus acum, în termenul la 10:30, termenul să-i găsiți și deja era marcat făcut acel copil de cedat și pe mine nu i-a plăcut. De aia nu a putut să participe astăzi la... Nu, v-am zis că... Nu, dar nu e tot. Am ținut legătura cu el, a stat acolo în momentul în care au fost anunțați la 112 și până i-au găsit. Că asta e grea. Apropo de familie și de... Da, nu mă știu nimeni exact momentul în care copiii au fost, da, sau când și-au dat seama că cei doi copii nu mai găsesc. Pentru că ei au anunțat la 112, la ora 18. Cine știe de când copiii au dispărut din fața casei. Da, asta e clar. Bun, eu vă mulțumesc. Rămâne să stabilim de cum la tot domnul prefect următoarea întâlnire. În partea noastră aș permite de mulțumesc și o evoluție sfințită.